Au fost momente de panică la acvariul din Constanța. O tânără a fost rănită la picior după ce geamul de la unul dintre bazinele cu pești s-a spart. Erau de față zeci de turiști care s-au speriat în clipa în care au fost declanșate alarmele. Încă nu se știe ce s-a întâmplat și cum s-a spart geamul în condițiile în care acesta are o grosime de 2 cm. Dar angajații acvariului se plâng că de obicei oamenii se înghesuie, bat în geamuri și nu respectă regulile de vizitare. Cei 6 metri cubi de apă din bazin s-au revărsat peste vizitatori imediat ce geamul s-a crăpat. Oamenii au intrat în panică, iar o fată de 16 ani din Brăila a fost rănită. Am auzit o bubuitură și țipete. În momentul acela am ieșit și deja venea apa. Am început imediat să procedăm la evacuarea sălii. Normal că oamenii se îndreptau spre ieșire. Am găsit o tânără cu o plagă la nivelul coapsei, la membru inferior, și o plagă la nivelul gambei. Din ce am înțeles, plaga a fost produsă în urma unei răniri cu un geam. În sală erau destul de mulți vizitatori, nu mai mulți decât ni se permite conform ISU, dar au fost suficienți cât să se producă un accident și să se soldeze cu o victimă. La acest tip de bazin, geamul este făcut pe comandă specială. Ce grosime are? 2 cm. Ca să poți să spargi așa ceva, ce trebuie? Și cu un ghiul se poate spargi. Da. Un inel sau o cheie. În bazinul spart se aflau crapi, carași și roșioare. Apa a fost strânsă, iar peștii au fost mutați în alte bazine. Reprezentanții acvariului spun că se va face o expertiză, dar se plâng că vizitatorii de obicei nu respectă regulile instituției. Treaba scrie peste tot, nu bateți în geam, nu faceți, nu dregeți, păstrați distanța, nimeni ascultă. Acvariul de pe faleza cazinoului va fi deschis din nou publicului la sfârșitul acestei săptămâni.